încerc să spun câteva cuvinte despre noi și despre relația cu cei doi parteneri. De cum ați observat, și unii și alții ne-au numit parteneri, ceea ce este un lucru foarte frumos pentru noi. Custodiarea Trend este una din cele mai importante companii de IT din România, care furnizează produse și servicii din această zonă. Fondată în urmă cu două decenii, cu capital exclusiv românesc, privat, Trend a acumulat o experiență cred remarcabilă, atât pe plan internațional, cât și în plan intern, având relații de afaceri cu mari parteneri de IT, din mare firme de IT în această lume, Pacific, Packard, Cisco, Microsoft, Lenovo, IBM și recent Oracle. Datorită faptului că societatea a știut să se adapteze permanent la cerințele vieții și la modul în care am considerat că este mai bine pentru societate, cred că am acumulat în decursoarelor un portofoliu de servicii și produse destul de variat și care, poate una din cele mai fericite decizii ale noastre în cele ani luat a fost de a stabili un parteneriat cu Oracle. Vreau să vă spun că în 20 de ani acest parteneriat în față de experiența de 20 de ani ne-a dat una din cele mai satisfacții pe un termen relativ scurt. Am derulat câteva proiecte împreună, care am dat satisfacție, ce este foarte important. Mai puține companii multinaționale îți dau foarte multă satisfacție partenerului. Ei fac acest lucru. Și am convingerea că anul care vine și următorii ani vor duce o dezvoltare importantă a proiectelor pe care le facem împreună. Vreau să menționez că disponibilitatea la acelui server de date data de care vorbeam acum un an, este singura societate care s-a autorizat să vândă în România acest server de bază de date și probabil în această zonă singură care știe să-l instaleze și să-l întrețină. Deci, această decizie de a lucra cu Oracle s-a integrat foarte bine în strategia societății Trend de a furniza servicii în zone critice, cum ar fi, știu, achetitori expert sau tuning de bază de bază de date sau servicii de sectoare cel o mare disponibilitate, 100% disponibilitate, business intelligence sau data warehouse. Și asigurăm că continuăm să investim în această direcție. Cu Banca Transilvania, relația este cu totul aparte, este foarte veche. Suntem atât clienți cât și furnizori și unii și alții, deci totul până acum a decurs, cred, în deplină satisfacție a unora și altora. Și cred că una din lucrurile importante pe care modul de abordare a acestei relații a fost o transparență a acestei relații care a condus la, să spunem, o mare încredere între noi și, și Banca Transilvania și un respect reciproc. Și lucrul acesta a întâmplat și relația cu Oracle, astăzi. Și cred că din cauza aceasta și unii ce alții ne-au numit, pe cum ați văzut, parteneri. Deci sunt parteneri de Oracle, desigur, în mod scriptic, în mod oficial, Banca Transilvania este un partener care cred că duce în parteneriatul mai departe de a, știu eu, intermedia, să știu, cumpărarea unui produs sau unui serviciu și chiar avem o zonă, nu așa să spunem, chestii de consultanță, dar de armonizare între cerințele băncii, să fie procedurile unui furnizor sau un specificul în care se poate acorda o vânzare sau așa mai